Bilanțul victimelor exploziei produse sâmbătă pe podul din Crimeea a crescut la 4 morți. Printre victime se află și un oficial de la Moscova. Între timp, Rusia atacă parcă și mai intens Ucraina, în semn de răzbunare, deși Kievul nu își revendică oficial atacul de la podul Kerci. În total, 4 persoane au murit, inclusiv un judecător din Moscova, potrivit serviciului de urgență din capitala Rusiei. În dimineața zilei de sâmbătă, un camion care traversa podul peste strâmtoarea Kerch, făcând legătura între peninsula Crimeea și Rusia continentală, a sărit în aer, provocând incendierea mai multor vagoane de tren încărcate cu motorină. Două porțiuni ale benzii rutiere a podului s-au prăbușit parțial, dar banda feroviară nu a fost afectată. Președintele Vladimir Putin a descris incidentul ca fiind un act de terorism menit să distrugă infrastructura civilă critică a Rusiei și a declarat că serviciile speciale ucrainiene au ordonat, organizat și executat acest act. Doar că la 2 zile de la atac, rachetele rusești au lovit Kievul la o oră de vârf, fiind una dintre cele mai intense lovituri asupra capitalei de când Rusia a abandonat încercarea de a o captura în primele săptămâni ale războiului. Bilanțul victimelor după atacul cu rachete din Kiev a ajuns la 6 morți și 51 de răniți.